Bună dragilor, bine ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și aici vorbim despre parfumuri, parfumerie, 95% din conținut fiind strict cu și despre parfumeria Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, like-urile, comentariile, distribuirile, absolut toate, toate videoclipurile sunt total, total gratuite. Eu acum când filmez este marți 24 septembrie și My Scent of the Day, My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, este un combo, aș putea spune, o variantă de layering, cu un ulei al casei Wood Arabi London. Da, știu, toată lumea așteaptă Ud Arabi London și Rogue Perfumes pe Dubai Collection. Urmează, cât de curând. Țineți-vă bine, țineți aproape și cardurile și mai aproape. Și astăzi am folosit Say No More, inspirat, bineînțeles, de Love Don't Be Shy de la Killian. Um, am aplicat acest ulei pe lungimea părului, iar pe piele și pe haine. Am revenit și spun am revenit pentru că da, îl beau. Uh, am revenit la, dragul meu, Nujum Al Lail White de la Haifa. Și da, dumneavoastră îl vedeți în acest ambalaj, însă ambalajul acestui parfum a fost schimbat, însă parfumul nu a fost reformulat. Să ne înțelegem de la bun început. Asta port eu, varianta aceasta de layering o port eu astăzi. Despre Nujum Alail White v-am făcut recenzia în acest videoclip. Dacă nu ați văzut acel videoclip, este extrem, extrem, extrem de asemănător cu um, Casa Blanca de la Swiss Arabian. Dacă iubești acel parfum, Nujum al Lail White de la Haifa este safe blind buy, în opinia mea și după percepția mea. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip, pentru că, din nou, um, S-au strâns, am strâns foarte multe parfumuri și cred că și această săptămână vor fi trei clipuri. Vedem cum ne organizăm, cum mă organizez, cum voi proceda, dar, dar, pentru că uh, foarte multe dintre voi mi-ați scris atât pe contul meu de Instagram, uh, mi-ați scris în privat uh, pe Facebook, fiind membre ale grupului meu de Facebook Freak Family. Apropo, pentru absolut toate veți avea linkuri în bara de descrieri. Și toată lumea mi-a scris Ana când iese din mentenanță site-ul celor de la Haifa Perfumes. Ei bine, se pare că um, situația mai necesită ceva timp ca să mă exprim așa, însă, pentru că voi vă doriți atât de mult um, parfumurile casei Haifa, în bara de descrieri, <coughs> de fapt, voi, va fi primul link pe care îl voi lăsa. În bara de descriere vă voi lăsa link către pagina de Facebook a casei Haifa Perfumes, unde acolo puteți găsi un număr de telefon. Ei bine, de luni până vineri, începând cu ora 12, ziua, da? deci după ora 12, puteți comanda la acel număr de telefon Orice um, parfum vă doriți de la Casa Haifa. Și, ca să vă fie mult mai ușor, mă gândesc că nu toată lumea, haideți să iau un exemplu, nu toată lumea știe codurile, da? Știți că ele, v-am tot vorbit eu uh, în atâtea clipuri, fiecare are un cod anume. Pentru că nu toată lumea știe codurile um, în cursul zilei de astăzi, înainte ca. Oricum, undeva pe seară va intra acest clip pe, pe YouTube, voi face o postare pe grupul meu de Facebook unde veți avea listele cu codurile um, care le găsiți pe normal pe site sau în magazine. Pentru că, exact cum vă spun de fiecare dată, atunci când doriți să testați parfumuri Haifa, găsiți, vă las din nou lista pe undeva pe aici, găsiți acele insulițe, cum le spun eu, da? locațiile, magazinele lor fizice pe galeriile um, complexelor comerciale, în moluri și așa mai departe. Bun. Și dacă clipul de astăzi este cu și despre Haifa, oricum, voi deja, deja ați văzut din titlu, am alături de mine patru parfumuri. Trimise uh, cu drag, disclaimer. Aceste parfumuri mi-au fost dăruite de către cei de la Haifa, însă acest Videoclip nu este plătit, nu este sponsorizat, nimeni nu mi-a spus, vezi, spui asta, asta și așa mai departe. Sunt doar uh, un pachet de PR, cum se spune, da? Mi-au fost trimise strict pentru a mă bucura de ele și pentru a le recenza. Și pentru că eu am plâns cu lacrimi de crocodil că mi se gata Beirutul, <laughs> iote încă unul încă un Beirut a venit în viața mea și da, voi le vedeți fără folia aceea de protecție, deoarece, deci eu acum filmez marți, eu am primit coletul undeva vineri, dacă nu mă înșel, și vă dați seama că le-am deschis chiar dacă două dintre ele le cunoșteam foarte bine și le-am dat acel puf. Beirut și da, Iote, că e plin Beirutul. Am încă 115 ml pe care îi voi abuza în continuare cu drag și spor. Pentru că, pentru a nu știu câta oară, vă spun faptul că pentru mine și pentru gusturile mele, pentru ceea ce prefer eu într-un parfum, Beirut este um, valabil în orice sezon. Că e primăvară, că e vară, că e toamnă, că e iarnă. Beirut merge, dacă ar avea picioare, oriunde și oricând. Este, exact cum v-am spus, a nu știu câta oară, acea combinație, cel puțin nasul meu asta percepe, o combinație între uh, lira, Devotion și un 10% Lemon Tart de la Teodoros Kalotinis. Și da, în continuare, pentru mine... Um, este de purtat și toamna și iarna. Și cu siguranță îl veți vedea în multe, multe alte clipuri de acum înainte. Și pentru că, din nou, eu am plâns cu lacrimi de crocodil, am uitat să vă spun. Acesta nu are cod, da? Este strict Beirut, fără cod, fără absolut nimic. Dar, M-am gelit eu foarte mult uh, după un alt parfum, din care am avut doar. Um, am cumpărat inițial, mi-aduc aminte prima mea comandă plasată pe site-ul celor de la Haifa. Um, au fost trei parfumuri în variantă de 30 de mililitri. Și primul uh, băut dintre ele a fost inspirația pentru label, care are codul LB608. Și acum am o sticlă de 100 de mililitri, mililitri <gângătă> în care voi face baie. Da? Pur și simplu mă voi îmbăia această toamnă și această iarnă. Sticla de 100 de mililitri vine exact așa, minimalistă. Partea proastă, ia să vedem și în ring light, dar nu prea se vede. Nu puteți vedea lichidul din interior, însă e genul acela de sticlă grea, fină, elegantă, negrumat, capacul din plastic, dar este ok în sensul că prinde foarte, foarte bine sticla, puteți ridica sticla liniștiți, liniștite de capac și aveți și aici uh, codul parfumului. Ei bine, din nou, despre inspirația label, Acasei Haifa perfumes, ce să vă mai spun? Aveți. V-am vorbit despre ea în acest videoclip. Pentru mine este inspirația cu cea mai mare acuratețe, dacă doriți, pentru ceea ce înseamnă Jean-Paul Gaultier la Belle. Este perfectă. Eu am purtat această inspirație și în seriile de vară. E drept mai puține pulverizări, deoarece. Trebuie să știți un lucru din start. Și da, eu trebuia să vă spun asta de la bun început. Parfumurile casei Haifa au o concentrație de 30% de uleiuri, iar treaba aceasta e pe bune, cum spun eu. În sensul că pentru multe persoane ce nu sunt obișnuite cu aromele mai puternice, s-ar putea să fie mult prea mult. S-ar putea să le perceapă intoxicante în sensul rău al cuvântului, s-ar putea să le perceapă ușor ascuțite și așa mai departe. Parfumurile casei Haifa sunt bombițe, cel puțin din cele ce le dețin eu până în momentul de față și din ceea ce am testat până acum. Iar uh, inspirația pentru label LB608 nu. Nu face, nu iese din această plinie dacă doriți. Este acolo, este acea pară zemoasă, fiind de tot caramelizată, acea piele întoarsă, acea atingere de vetiver. Aveți efectiv tot ceea ce aveți nevoie din um, ADN-ul, cum îmi place mie să spun, ADN-ul olfactiv al lui Jean Paul Gaultier la bel. Și da, eu am acum 100 de mililitri să mă îmbălsămez, cum îmi place mie să spun cu ei și pe lângă aceste două parfumuri au mai venit încă două câte logică azi încă două parfumuri um, nu le-am testat până acum habar n-am avut nimic despre ele unul se numește Hayat Al Lail nu are cod pur și simplu aveți aici numele Hayat Al Lail iar celălalt este un 807 sau, și mă uit în jos pentru că am notat în legătură cu acest parfum, inspirat de uh, Spice Bomb Extreme. Și da, multe o să-mi săriți în cap și o să-mi spuneți, păi stai puțin, acela este un uh, parfum marketat ca fiind masculin, însă, însă. Haideți să începem cu Hayat Al Lail, care, în opinia mea, este un ADN original. Um, nu mi-aduc aminte să fi testat ceva vreodată, de avut cu siguranță nu am nimic asemănător. Aceeași, aceeași sticlă, de fapt o să vă arăt la final, absolut toate trei sticlele de 100 de ml sunt negre mate. Doar că de data aceasta aici pe capac scrie Hayat al Lail. O să vă las notele inserate pe undeva pe ecran și acest parfum, da, e urât deja, um, hai, dispar tu ca să vă arăt atomizoarele, nu ai ce să spui, bun, bun, Hai um, Hayat Al Lail, exact cum v-am spus, este genul de parfum opulent, genul de parfum care atunci când intri într-o încăpere, întâi intră parfumul, întâi își face simțită prezența parfumul și, apoi, și abia apoi apar tu. Iar în momentul în care vei părăsi acea încăpere, întâi dispar tu cu ghilimelele de rigoare, însă parfumul rămâne în continuare acolo. Este genul de parfum fructat, zemos, Oarecum fiind de tot uh, gurmand, însă, nu mergeți din start către zona uh, erba pura, către zona chirche și așa mai departe. Dacă sunteți de ceva timp alături de mine aici pe YouTube, știți că nu, fără erba pura <laughs> și pentru mine chirche este uh, văr sau verișoara lui erba pura și automat nu mersi nici chirche. Însă, aici treaba stă cu totul și cu totul altfel. Pe undeva, undeva în fundal, mai bine spus, simt, percep o adiere de citrice, însă e ceva ce mă duce cu gândul, pur și simplu. Știți, sunt sucurile acelea o, naturale, la cutie, la cutie de carton, știți ce zic, să nu știți ce zic să nu dau vreun nume, să fac reclamă mascată sau așa mai departe. Suc natural de portocale roșii. Asta are simt undeva în fundal. Iar adierea aceasta de portocală roșie, zemoasă, suculentă, care pur și simplu îți lasă senzația aceea de apă în gură, dacă doriți, oarecum balancează, contrabalancează, echilibrează, mai bine spus, întreaga structură, întreaga aromă a acestui parfum, de ce spun asta? Deoarece eu pe undeva pe acolo resim niște fructe roșii. Mă duc cu gândul m-aș duce cu gândul către căpșune, căpșuni. Mă duce cu gândul totodată. La ceva caramelicios. Este ca să vă fac o paralelă. Dacă iubiți mojo de la twins twins paris dubai collection ar fi un 10%, dar când spun 10% asemănător cu Mojo de la Twin Peris, încerca să vă gândiți strict la partea aceea de fructe roșii caramelicioase, nu caramelizate. Fructe roșii cu topping de caramel pe deasupra. Totodată, aici mai este și o chestie. Are, cum să spun eu, pe lângă dulceața aceasta fructată, are și o fină atingere tropicală, dacă doriți. Este ca și cum aș resimți, dar în același fundal, acolo unde se află sucul natural de portocală roșie, este și o felie de ananas, dar este vorba de o adiere. Cum să spun eu, nu este ceva in your face, care atunci când testezi pentru prima dată hayata la il să spui Uh, stai puțin, asta e un parfum ce mă duce cu gândul către vară. Nu! În opinia mea și pentru felul în care îl percep eu, este pur și simplu jumate-jumate, uh, mai pe românește: în sensul că aici avem jumătate fructe roșii cu topping de caramel pe deasupra, iar cealaltă jumătate este uh, formată din sucul acela de uh, portocală roșie, felia aceea de ananas. Și o finadiere de uh, să nu râdeți, dar așa mă duce pe mine cu gândul. O finadiere de coajă de pepene roșu da, partea aceea verde coaja pepenelui, pepenelui roșu. Pur și simplu asta înseamnă haiatal la el pentru mine. Exact cum v-am spus, având acea parte uh, dulce fructată. Și partea aceasta zemoasă, ușor fresh, are tenta aceea ușor răcoritoare, dar totodată conferă și o atingere exotică. Um, în opinia mea, nu știu, exact cum v-am spus, e genul de parfum pe care eu și din nou vă reamintesc faptul că mie îmi plac parfumurile puternice. Mie îmi plac aromele acelea um, care, cum să spun eu... Te fac pe tine să te simți, nu știu, burnout, din nou. <laughs> um, aromele acelea impunătoare, da? Scurt pe doi și nu mai uh, intru în detalii, că din nou mi se scurt circuitează creierul. Dar da, în opinia mea, dacă ești genul acela de doamnă sau domnișoară ce uh, iubește genul acesta de parfumuri uh, fructate, că flori, sinceră să fiu, nu prea resimt, undeva în dry down-ul final se îndulcește o idee mai tare, însă gândiți-vă la moscul acela pufos, dulceag, care îmi place mie, da? Are tipul acela, este genul acela de mosc în bază și îi conferă, îi întărește structura, dacă doriți. Dar, din nou... Pentru mine și pentru gusturile mele și pentru percepția mea, nu are is Middle Eastern. Mergeți și testați, exact cum vă spun eu întotdeauna. Mergeți și testați, nu luați tot ceea ce vă spun eu și, în general, nu luați tot ceea ce vă spun creatorii de conținut de pe YouTube Motamo. Fiecare percepe cu totul altceva, fiecare are alt grad de percepție, fiecare are alte gusturi și așa mai departe. Dar, Uh, Hayata Lail rămâne pentru mine acel parfum all season, îl ador ca parfum de sine stătător Performanțele din nou, uh, l-am pulverizat atunci când uh, am deschis coletul vineri, însă de vineri și până astăzi, până marți, nu i-am dat o purtare cum trebuie da? Să-l port doar pe el să-mi pot face o idee siaj, persistență pe piele, pe haine și așa mai departe. Însă nimic din ceea ce am eu de la Haifa nu există să fie sub 8 ore. Da? Chiar 8 ore. Sub 8 ore, nu. Cel puțin din ceea ce am eu de la Haifa, nu. Nu există sub 8 ore. Și da, acesta a fost Hayata la el. Îl lăsăm nițeluși aici să se hodine și trecem către Um, Haifa, 800, <coughs> Haifa 807 sau acel parfum inspirat din uh, Spicebomb Xtreme Da, un parfum marketat ca fiind masculin Și ce să vedeți, aceeași sticlă, doar că pe căpăcel avem 807 Pentru acesta o să vă listez eu notele pe undeva pe aici și nu dau decât două pulverizări. Vai de viața mea! Și intențional l-am lăsat la final. <coughs> și cred că mi-a intrat un pic și în gură când am pulverizat. Îmi cer scuze o secundă. Da, hai că pe ăsta am reușit să-l și gust, nu numai să-l miros. Doamne Dumnezeule! Haifa 807 nu îl recomand decât Doamnelor și Domnișoarelor ce se regăsesc cu ghilimelele de rigoare în 99,99% ,99 din preferințele mele. De ce spun asta? Deoarece pentru mine este unisex, însă chiar și pentru mine, care iubesc parfumurile anumite, nu toate, da? Anumite. Chiar și pentru mine, care iubesc anumite parfumuri marketate ca fiind masculine și iubesc marea majoritatea a parfumurilor unisex, chiar și pentru mine, 807 înclină mult în latura masculină. Da? Foarte mult. Foarte, foarte mult. Este un parfum oriental condimentat, Aș spune eu, de vreme rece, către foarte rece, e genul de parfum care taie gerul, cum îmi place mie să spun. Iar când spun uh, oriental condimentat, când spun cuvântul oriental, din nou, nu mergeți cu gândul care avea izul acela Middelister. Nu. Este foarte asemănător cu uh, Spice Bomb. Spice Bomb Extreme. pentru multe dintre dumneavoastră. Nu vorbesc în momentul de față cu domnii, deoarece uh, domnilor care mă urmăresc și iubesc sau au testat și le-a plăcut uh, Spice Bomb Extreme, însă nu le-a plăcut prețul Safe Blind Buy, scuze, Safe Blind Buy Haifa 807. Și da, mă tot uit pe capac ca să văd codul, să nu spun vreo tâmpenie. E genul de parfum, pe cât de um, liniar ca aromă, nu știu, pe atât de greu mi se pare să îl descriu cel puțin acum în momentul de față. E drept că la cum sunt temperaturile de afară, aș purta 807, haifa 807 poate câteva pulverizări undeva prin spate, pe spatele umerilor undeva seara. Pentru că, exact cum v-am spus, e ceva în acest parfum care mă duce strict cu gândul către vremea foarte, foarte rece. Genul acela, cum să spun, de aromă fin condimentată pentru mine. Dacă nu sunteți iubitoare sau iubitori ale parfumurilor condimentate, o să vi se pară pur și simplu o bombă condimentată. Este ceva piper aici? Este o atingere de scorțișoară, însă nu este ceva proeminent? Și doar o fină, 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 foarte greu de depistat, cel puțin pe blotter, stați o secundă, dar știu că atunci când am dat pe piele am resimțit, da. Când se deschide, poate părea aspru. Și din nou, eu tind să cred că e vorba de temperatura de afară și de faptul că eu acum când filmez, filmez din casă, logic. Însă, când am testat parfumurile, am deschis coletul pe terasă, pe balcon și le-am testat acolo. În aer liber este, cum să spun eu, este o diferență. Nu știu dacă ați pățit, sau dacă, oricum în general știu că e cel mai bine și cel mai ok să testez parfumurile în aer liber, nu într-o încăpere. Și da, sună foarte ciudat. Însă parfumurile în aer liber se dezvoltă oarecum altfel decât între patru pereți. Hai că sunt plină de logică astăzi. Da, în momentul în care se... în deschiderea acestui parfum este, cum să spun eu... Te izbește un aer ce te poate duce cu gândul către izul acela fiind de tot de barbershop, însă este ceva preț de un minut e mult. Da? Câteva secunde și dispare izul acela. Apoi se resimte partea aceasta pur și simplu um, condimentată. Piper, o idee mai mult, ceva scorțișoară și foarte, foarte câteva firicele de cardamom, da? Nici măcar un bob de cardamom. Pur și simplu ai luat un bob cel mai mic, l-ai pisat și ai presărat doar, doar câteva firicele. Este un tutun aici, în momentul în care se dezvoltă. Iar tutunul acesta, cum să spun eu... Este mai degrabă combinat cu uh, ceva vanilie, aș resimți eu, însă tutunul pur și simplu este mai proeminent, dacă are sens. Scuzele mele, dar curierul, și nu, nu era un colet cu parfumuri, uh, era un retur de dat. Da, îndemn niște hăinuțe care, în fine, în fine, în fine, continuăm. Rămăsesem la faza că uh, eu resimt aici un duo format din vanilie și tutun, însă este genul acela de tutun, cum să, cum să spun eu uh, tutunul acela, nu știu, gândiți-vă mai degrabă către, uh, mergeți cu gândul către un trabuc neaprins. Genul acela de uh, tutun de foarte foarte bună calitate, însă nimic a fumat, da? Pur și simplu trabuc ne -a prins. Asta e. Acolo mă duce pe mine cu gândul. Are și o adiere de șofran, din nou, dar pe undeva prin fundal, de data aceasta, și către dry down-ul final, devine ușor, ușor buzi. E ceva ce mă duce cu gândul către un pahar de whisky bun, ca să mă exprim așa. Iar, din nou, tot în acel fundal, da? vorbim de fundal acum, este ceva ce mă duce cu gândul către o ciocolată neagră. Nu ciocolată cu lapte, nu ciocolată cu alune, nu ciocolată cu nu știu ce extra cremă și așa mai departe. Ciocolata aceea neagră fiind de tot amăruie. Are, aș putea spune, un fiind de tot sub ton gurmand, datorită acelui acord de ciocolată neagră da, pe care eu îl resimt undeva în fundal. Însă știți că iubesc, ador parfumurile cu tutun. Vă las aici și un clip ce l-am făcut anul trecut. Și da, Haifa 807 sau inspirația lor pentru Spice Bomb Extreme, pentru mine este fix ceea ce trebuie. Nu-mi pasă că este un parfum marketat ca fiind masculin. Nu-mi pasă că... Nu-mi pasă nici de acea deschidere. Din nou revin la deschidere pentru că tot miros aici de zor la atomizor. Am, vorbit, am făcut și o rimă. Da, în deschidere, preț de câteva secunde, e ceva, izul acela, um, cum să spun eu, Genul acela de spumă de ras, ca să fiu mai explicită când spun tentă barbershop, însă în momentul în care se așează, nu, nu se mai simte nimic de genul. Se deschide fresh, răcoritor dacă doriți, iar în momentul în care se așează devine cald, învăluitor, fiind de tot buzi, fiind de tot gurmand, dar... Totodată Mega, mega uh, sexy uh, Genul acela de parfum senzual Genul acela de parfum pe care eu l-aș vedea purtat de un bad boy, dacă doriți Genul acela de băiat rău Genul acela de interlop, dacă vreți Sau așa mai departe da Genul de parfum de mafiot Așa, pur și simplu așa mi se pare mie în dry final Dar totodată V-am spus, dacă sunteți ca mine și nu vă feriți de parfumurile mega bold, mega in your face, mega opulente și așa mai departe și totodată, cum să spun, dacă vă place, de exemplu, retobaco de la Mansera, eu îl iubesc, îl ador, îl am, îl torc pe mine iarna și așa mai departe. Dacă sunteți genul acela de doamnă sau domnișoară, cu siguranță Haifa 807 și din nou, nu spun că Haifa 807 seamănă cu retobaco de la Mansera, însă oarecum este în aceeași zonă, este în aceeași familie olfactivă, dacă doriți. Doamne, cât de bine miroase! Și da, categoric, genul acela de parfum de iarnă și categoric știu că vor urma mici certuri între mine și soțul meu, deoarece știu că el toamna și iarna preferă aromele cu tutun. Și na, are tutun. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi, un videoclip mai scurt, mai băgăm și noi una caldă, una rece, cum se spune, doar 30 de minute. Dacă ați rămas cu mine până la, până la final, dacă uh, m-ați suportat până în momentul de față să rămână mult, like dacă v-a plăcut acest videoclip. Vă aștept cu dragă, de obicei, în secțiunea comentarii. Dacă nu doriți să-mi spuneți ce parfum purtați în momentul în care urmăriți acest clip, nu știu, lăsați-mi un emoticon, o floricică, o fățucă, o ceva acolo, un punct, orice doriți. Dumneavoastră și nu uitați că vă voi lăsa um, primul link ca să nu ne încurcăm din bara de detalii, va fi către. Sau, oricum, puteți să intrați pe pagina lor de Facebook, Haifa Perfumes, și aveți acolo un singur număr de telefon afișat. Ei bine, de luni până vineri, după ora 12, ziua, bineînțeles, puteți plasa comenzi telefonic la acel număr. Și, nu știu, mă gândesc și eu. Mai bine um, decât să sunați, mai bine dați un mesaj pe WhatsApp la acel număr. Și spuneți, vreau uh, parfumul cu tare, cu tare, cu tare, numele, adresa, numărul de telefon și automat o să să o, să o să primiți răspuns, Doamne Dumnezeule, ce am azi. Uh, automat veți primi răspuns și cu metoda de plată și. Uh, când va pleca coletul către dumneavoastră și așa mai departe. Să rămână mult, mii de scuze pentru stilul mai haotic decât de obicei, însă până data viitoare, când promit să fiu mai uh, coerentă, vă îmbrățișez, uh, vă mulțumesc din suflet și vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! Zvone Man,